Seara, un meci slab făcut de noi, nu am fost proaspeți, după minutul 60-70 am fost foarte moi, nu ne-am mai creat ocazii, nu știu barelul lui Felipe în ce minut a fost, dar cu toate acestea puteam marca, a avut Malcolm acea ocazie mare, prima repriză și na, dacă nu am dat gol, ne-au dat la ultima fază și țin să menționez, Zidu a fost la 12 metri, imposibil să bați lovitură liberă de pe 16-17 metri, să dai peste Zid și mingea să pice la nivelul ăsta, imposibil, nu ai cum. Dacă mai dă la Zid de 9 și 15, ok, jos pălării, așa i-ar fi dat în cap, am pierdut un punct sau jumătate de punct după ce intrăm în play-off și, na, atât de zis. Se vede faptul, se cunoaște faptul că FCSB are infirmeria plină? Cu siguranță, da. Nu am avut bancă de o rezerve, nu prea a avut cine să intre, foarte mulți copii, dar nu e o scuză, trebuie să câștigăm acest meci. Ați pierdut și ocazia de a urca pe podium. Da, clar. Atunci când... Nu, dacă am fi câștigat acest meci, da, am fost foarte sus. Duminică am fi avut, să zic așa, un meci accesibil, ținând cont de poziția din clasament a celor de la Slobozia, dar cu siguranță ne va aștepta un meci foarte greu. În tur ne-am egalat pe final, am pierdut puncte și acolo și trebuie să vedem cum facem să câștigăm. Urmează o perioadă grea pentru voi, mai ales în acest context. Cum o gestionați? A fost o perioadă grea din iunie, iulie. După Euro am avut o zi, două zile de pauză în 5 luni. Avem 500 de meciuri, asta e viața, suntem fotbaliști, suntem plătiți pentru asta și trebuie să câștigăm fiecare meci, sau cel puțin să încercăm să-l câștigăm. Mulțumesc frumos și multe baftă! Mulțumesc, seara bună!